anii 90, a fost prima oară când am jucat Cupa Davis pe terenul central. Aveam 16 ani. Jucat concursul la București în fiecare an. Nenumărate momente de neuitat în fața publicului românesc și acel loc a fost casa tenisului și bineînțeles că ne dorim cu toții să rămână. Sper să aibă o greutate și cuvintele noastre și dorința noastră de a continua să avem evenimente și meciuri de neuitat acolo, mai ales acum când Simona e numărul 1 mondial, când băieții Horia și cu Florin au adus medalie de argint în tenis, deci e o eră superbă a tenisului românesc și ar fi păcat să nu avem șansa de a juca acolo unde Ziriac și Năstase au jucat înainte și au fost în finală de Cupa Davis și au adus atâtea bucurii prin jocul de tenis, prin sport la poporul român.